Atenție, sabia trebuie să fie cu tăiș înainte, da? Cu tăiș înainte, sus. Sabia nu este în față, da? Nu este aici, da? Nu este aici. Da? Nu este aici, da? Da, eu mă uit printre mâini. Hm? Mă uit, da? Pot să văd. Da, nu, arde. Când așa aici nu văd nimic, mă duc cu mâine. Hai, mai de sus. Sabia este dreaptă, dreaptă. Sus, da? Da? Ca și cum aș face așa, da? Da? Hai! O scot și lovesc, da? Asta e ideea. Încă o dată. Hm? Hai, 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 continuați. Așa. Încă o dată. Deci când am scos sabia, există un moment, da? Aici, da? Da? Da, deci mișcările sunt, trebuie să fie clare, da? Trebuie să fie... Sunt cu sabia înainte și cu piciorul în spate, da? Mișcările trebuie să fie clare, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai, toată lumea. Întoarcerea este la 180 de grade, da? Mai facem altă, încet. Nu, stai. Aici. Lovesc în față. Da? Deaca. Și mă întorc. Nicola.
Niguata. Toate trei singuri. Cine vechi se păstrează. La această, la prima, da? Deci am ieșit, da? Am, deci când am scut sabia, am și lovit, da? Am scuturat sabia de sânge, da? Încă o dată, da? Lovesc din nou, da? O scuturea, o bag în teacă. Da? Sunt niște lovituri. La cealaltă, da? Da? Tai! A doua lovitură, da? Cealaltă poveste, da? Asta este ideea, da? Acesta este minimum. Se mai poate adăuga la el, la aceste forme, da? Acesta este minimum pentru fiecare formă. Hai, încă o dată și gata. Și distanța la care suntem, da? Deci când partea mea înaintează, da? Da? Înaintez eu. Înaintez el, da? Da? E cum voi la el, da? Nu în ochii lui, nu la sabia lui, la el, da? La el. Și acum, să facem următoarele mișcări. Deci, în momentul el lovește șomenuci, da? Încerc, da? Schimbăm locurile. Da? Dacă m-aș lovi aici, da? 1, 2, da? Asta este ideea, da? Îl lovesc pe cel din stânga, da? Îl neutralizez, da? Aici, la asta, da? Deci la mâine, îl lovesc la mâine. Hai. Deci el încearcă să mă atacă în pintr-o parte, da? Ha! De asta primul atac este încolo, da? Ca să-l surprind pe partenerul care vine dintr-o parte. Da? Deci, în mod normal ar trebui să fac aici, nu? Da? Ce fac cu această mișcare? Am ieșit din rada sabiei răstuia, da? L-am lovit pe ăsta și apoi îl desfințesc și pe ăsta, da? De asta e ideea. Da? Ce? Hai! Încet, da? Simulăm. Power.
είπα στην Αφράπη, δα. Στην τσέφη, δα. Trebuie să trebuie să țin exact ca la tine, ca la mână, trebuie să țin în cont de armă, da? Vezi? Mâna se poate face și la scurt. Ce facem acum? Când patele meu ridică sabia, da? Da? Deci o ridic eu asta în piedică, da? Să intre, da? Da? Și? Ia! Înțelegi? Ia! Hai! Continui! Trec de el, încet, da? Trec de el în spatele lui. Da? Hai. Fie foarte slabă, da? Să nu-l fi afectat. Lasă ea, dar nu, da? A treia este că din cauza înfierbântării, el nu simte, da? Gravitatea loviturii, da? Deci nu l-am omorât pe loc. O să mă, pe loc, nu? Da? Și el va continua să atace, da? Până va cădea. Se va întoarce să mai dea o lovitură. Deci eu totdeauna trebuie să mă aștept la cel puțin două lovituri de la partenerul meu. Da? Deci, una, a doua, da? Vreau să se întorcea ca să mă lovească. Totdeauna trebuie să contez că el va lovi de două ori, nu o singură dată. Oricât de priceput aș fi eu. Da? Deci de două ori, da? Înaintea lui. Haideți. Da? Da? Îmi merge pe el, da? La a doua parte. Nu-mi permite mai relaxez, da? Nu pot face treaba asta. A terminat, m-am întors, e ieșit de-a îngătul meu. Da? Ce? Următorul exercițiu, trebuie să blocezi mâna partenerului în momentul în care ai zis, da? Asta poate fi, poate folosi și pentru o tehnică de eschivă, da? Deci, unu, doi. Deci nu e așa facem. Pot lăsa.
Nu cu tăișul, cu lama, da? Fac controlul, da? Ai! Lasă-l, la lateral ca cu dosul lamei, da? Îl doare de tot. Da? Îl doare, de ce? Ia? Hai. Deci nu-i tai mâna acolo, nu se stai să mai știți, va lovi imediat, da? Însă aici am încercat scoate sabere, acolo îți lovească, da, sigur că da. Nu să.
tehnica de tai sabac este ceea ce este important ca toate procedeile, da? Și fără arme. Bun. Hai! Da? Ușor, da? Fără aruncare, doar controlul brațului, da? Deci așa făcut. Deci facem tehnica de mai înainte, fără sabie, da? Ia sabie. Ei! Hai! Există pentru stadiul următor ceva discuții care să nu se petreacă în București, în altă parte. Poate că la Cluj, poate. Ar fi un lucru interesant pentru toată lumea. Stadiu, al următorul stadiu după următorul, da? Este, va fi un stadiu festiv, cu ocazia împlinirii a 5 ani de existență a Uniunii Române de Aikido. Fie o adevărată sărbătoare, sper să iasă, să fie și plăcută în toată lumea. Vom invita la acest stadiu persoane importante din lumea Aikidoului. Pentru cei cu școala de antrenori, vă reamintesc că ea începe pe, reîncepe pe 24 aprilie, în cursul acestui an, în vară, va începe un curs de instructori, la care puteți participe toți instructorii noștri. Cursul nu va dura mai mult de o săptămână sau 8 zile și încercăm să facem undeva într-un loc plăcut la Snagov, pe malul lacului, să fie și interesant să nu mai pute de cam acestea sunt ultimele noutăți în perspectivă. Vă mulțumesc că ați participat. Mă bucur că sunteți din ce în ce mai mult. Mă bucur că nu s-au întâmplat prea multe accidente. Aceasta este cea mai mare bucurie. Sigur, dacă nu s-au întâmplat niciunul, ar fi fost chiar minunat. Dar asta e. Deci cei care nu au dat examene pot rămâne, pot pleca, nu sunt fel de probleme. Cei care au dat examene o să rog să se aranjeze în ordinea plecării, da? În ordinea în care au prezentat. Aranjați masa și tot ce trebuie pentru plecare, da? Pot la loc.